A sunat la 112 și a cerut ajutor la poliție mințind că a fost amenințat de soție. Este vorba despre un bărbat de 38 de ani din comuna Bâlteni. Când au ajuns la fața locului, polițiștii au constatat că de fapt bărbatul este cel care și-a bătut soția de 28 de ani în cauza s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie. Totodată, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu față de bărbat pe o perioadă de 5 zile.